Neața lumei continuăm în review cu această memă. Cum am apărut eu în viața ta? Bam, direct prin casă, prin țiglă. <gătă -i> am făcut invazie cu meme review-ul ăsta. Cam ăsta e nivelul de lene, da, cred că cu toți am avut momentul ăsta. Când efectiv, bă, puteai să te dai jos, dar nu. Nu. Și cumva n-ajungi, dar la un moment dat parcă ți se mai întinde puțin mâna. De undeva. <gătă -i> fructul ăla de cauciuc al Lufi. Când îți place de cineva și nu știi cum să-i atragi atenția. Dar nu cred că ăsta e un mod bun. Îi atragi atenția, dar după aia, nu. You cannot reply to this conversation anymore. O să-ți o dea cu din aia. Vio, să pui muștar pe lista de cumpărături, că eu am uitat. A pus. Bă! A pus muștar pe lista de cumpărături, a pus. Eu un oricare minut pe care l-am. Sau tu când zici că, mamă, weekendul ăsta rup. nu. Dai și tu un mic. Zimă, dai și tu un mic. Cam cât de repede răspund la mesaje eu. Îmi blochez pe cineva, dar apoi îl verifici de pe alt cont. Dar de ce? <laughs> da, Lasă-l în pace, nu? Eu, trebuie să mănânc sănătos. Tot eu la 12 noapte. Mm, ce bune e chicken nuggets ăsta. Intră cu două pâini. <laughs> Vrea cineva oreo cu lapte de văcuță? <laughs> în special această văcuță. <laughs> o poză cu cata aici. O poză cu mine aici, când eram o școlăriță. <laughs> Naruto și Hinata, dacă erau în Black Clover, Demon Slayer, Ghibli, My Hero Academia, asta seamănă cu Oceaco și și el seamănă cu Deku. Foarte fain făcut. Bleach, One Piece, tot la fel. <laughs> Tokyo Ghoul, dacă avea un ochi din ăla ca Lucaneki. Jujutsu Kaisen, nicio treabă. Attack on Titan, nicio treabă. Dragon Ball a, a, ducea Bulma un pic. A. Faine, overall, faine. Niște poză forță cu cușina, cred că asta înainte să-l fi întâlnit pe Minato. Așa l-am omit pe fraier. <laughs> Asta acum ar fi Instagramul lui Cușina. Cazul cu Megumi. o folosește pe post de mouse pentru că e blan de gard. Tu niciodată. <fie> vezi bă, adaptare ca lumea. Aute, manga anime. Nici o diferență. A doua cea mai țapună din Demon Slayer. Ia vezi mă la Iurice aici. <fie> Miss India, Miss America, Miss România. Imogeana. <fie> Imogeana. Bă, nu sună rău, sincer. Niște poze aici cu Kobeni, Reze, Makima, Yoru, parcă o chema pe a, a războiului. Power. Am uitat cum îi zice lui asta, bă, și șmecheră. Cobeniară, Katana Man cu șarpe woman și Aki cu himeru. Faine, faine. Însă așa mai zici că pe Supernatural. Băieții din Naruto și prima lor iubire. Dacă la Naruto nu e Sasuke, e vrăjeală. E vrăjeală. e, vr e vrăjeală, v-am zis. Naruto cu Hinata, Sasuke cu Naruto, e măcar aici. Măcar aici, na. Da. Obito cu Rin, Yahiko cu Conan, Itachi cu Izumi, Minato Namikaze cu Kushina Uzumaki, Sai cu Ino. Bă, dar ăștia din clanul Uchiha, nu cumva erau neamuri toți între ei. Că erau și puțini și toți au aceeași nume de familie. <laughs> Clar sunt neamuri. Și Camaru cu Temari, da, culmea că căștea și au aceeași freză. giraia cu Tsunade, da, n-a fost și cazul lui Tsunade cu el. <laughs> Inamicii sunt genii, n-au ce să ne facă. Inamicii. Al treia, Hokage n-a fost capabil să-l bată pe ăsta în câteva ore, care nou ne-a luat câteva episoade să vedem. Între timp Itachi care l-a memat în două secunde. Conan a încercat să-mi salveze de Boruto, dar Naruto n-a vrut. Pleb. <gântu> Orochimaru se devine și mai puternic dacă și-a ADN de Otsutsuki. True. Dacă n-are deja. Dacă Otsutsuki nu e ceva experiment pierdut de al Orochimaru, că <gântu> nu știu niciodată. Autobuzul Miții, Asta bun, e bun de Halloween. Gojo și Megumi. miții și câine. Bro, stai e torță via alu' lui Ben 10, dar făcut cu săgeata lui Sukuna. Șmecher. Șmecher asta. Naruto miții, Sukuna. Gon. Așa tot să-ți <gântu> Zenitsu, Sakura, Luffy, bă, dar cumva parcă îi și vezi, parcă ei sunt. Isoka, Hinata, Hinata alaltă din Haikyuu, Ionusuke, Obito, Kilua și Tanjiro. Tare, tare. Foarte supărat aici Ishiki. <gâng> Cred că striga după Kawaki. Momoshiki pictându-l pe Boruto. E fake, Kama. E doar desenat de Momoshiki. Gat, gata, s-a dezvoluit. Momoshiki râzând de Ishiki că s-a făcut atunci a... Nisip! După <laughs> ce l-a ca aici. aici, ajucând wrestling cu Momoshiki, dar pâl cam domină. <laughs> ia, ia ce -i dă. Curca. <laughs> Cosplay la frieren. Nai, nu ți-o dai cu tipul ăsta, e prea Eu încerc să dovedesc de ce o căsă este cel mai frumos bărbat din lume. Une, une argumentele. <laughs> Niciun argument, bă. Niște poze aici cu Ior. 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 Miții Minecraft. Luați o poză cu acest nu știu ce e. Ăsta e, ce o fi? Ciorap, nu știu ce asta. Bă, poate e ciorap. Uuu, n-a de sen, Ce tare, ce bine pică asta aici. Deși n-are nicio treabă cu vânător, X vânător, da, da, totuși. Aici eu când am primit primul meu Pokémon. și nu era prea fericit. aici la întâlnire cu două gagici. Aici când a salvat-o pe Noel. O adevărată aventură. Chiar pe Biden, mare fan, mare fan. Îl mai ții minte pe ăsta? Așa a ajuns acum. Întrețin timp Sakura din spate. Ii și chi, ii și -chi. <gântu -s> Sasuke respingând din ziua 1. Bă, ce toxic e Sasuke-ul. Lezurile astea, 100% românești cu fasule cu cârnați, mămăligă, ciorbă de burtă, salată de biov. mici, Sarmale. Manga lui Boruto Chinurile 2, capitolul 1. După așa zisa moartea lui Naruto și Hinata, Boruto și Himawari trebuie să rămână clanul lui Hyuga, dar Kawaki a pus-o pe ei, dar să schimbe amintirile tuturor, nu se află că el i-a dus într-o dimensiune. Bam, dimensiunea. Aceasta este dimensiunea unde i-a dus Kawaki. Iar și Kamarul, noul Hokage, a zis că Boruto, fiul adoptiv al Uzumaki Naruto, l-a omorât, așa că vrea să-l aducă mort <laughs> singura Santa, a lui este de a fugi împreună cu Sasuke convins de Sarada să meargă cu el, iar și Camaro afla că Boruto a fugit cu Sasuke din Konoha. Iar după ceva timp, Cod a venit să-i atace pe Boruto și Sasuke, iar Boruto i-a lăsat o cicatrice la ochi, dar l-a prins o e Sasuke în pom. <laughs> dar Boruto avea noroc că acolo era ca și Koji care l-a luat și l-a antrenat el până în prezent, după 3 ani. Oh, wow! Asta e Boruto, s-a schimbat puțin. Sarada era în fața biroului Hokage-lui și Kamaru și se certa cu el. Iar și Kamaru explică de ce nu e convinsă Sarada. Extraordinar, extraordinar. Windows XP, Windows 10. Bă, the upgrade is real. Bă, dar asta e de la gătit, că uite, te racota în spate. Tare, tare, tare. Waifu tău în funcție de lună. E, să vedem ce e la octombrie. Ianuarie, mai, aprilie. Bă, dar nu sunt ordine, că... Cum să nu înveți lunile anului? Deci, ianuarie, mai, aprilie, august, septembrie, noiembrie, decembrie, februarie, martie, iunie. Păi deci, și octombrie, alo? Și bă, cine a pus asta aici? Zenos. Îți voi da baca. Gata, dreptate s-a făcut. Mama ta când se uită la tine și tu faci temele. Caractere din Naruto în stilul Ghibli. Ia, Naruto. sasuke Neji. Rock Lee. Mamă, zici că e din Dragon ball direct. Gara. Gara seamănă puțin cu Yahiko. Și Kamaru. Madara. Jiraya. Și Kakashi. Maker. Overall și Maker. După slujbă se numără banii. True. Ceva interesant la engleză. Ce e asta? O mâță. <laughs> eh, apropo de mâțe. Sukuna și mâța lui. Uite mă că-i face unghiile lui Rika. A nos hubiera gustado veral Naruto adulto de la Iscuierda. True. Da, așa e, așa e, dacă a zis, așa e. Gojo Satoru când se credea și șmecher, înainte să-i dea sucuna lumea peste cap. Și am ajuns la manga lui Mă gândeam că o să fie mai interesant să căutăm One Piece-ul, dar până nu găsim locația ultimului poneglif, nu prea avem ce face. O că să cage, dacă tot te plictisești, am vrut de mult să te întreb cum a ajuns Gojo în elita lui Konoha. Nu știi, s-a hotărât pe un live <laughs> la un moment dat. Nu știi cum a ajuns Gojo în elită? De unde să știe el având în vedere că doar noi doi am fost să-l recrutăm pe Gojo? Tru și asta. <laughs> Atunci o să zic. Ce zi frumoasă, nimic nu ar putea strica dispoziția. A, și ne atacă ceva. Până la urmă, ce facem? Îi spunem sau nu? Opa, pune dacă vrei, eu nu-i zic. <gură> dar nu mai bine îi zice Yuji Romo. Oricum, de când e elită, n af făcut nimic. Bro, dar de când e? Că nu știam că e. Cine să zică ce și cui? O că să cage, păresc foarte bine dispus azi. Păi, dacă nu aveam ce să fac chiar sunt bine dispus. Oricum, asta nu contează. Voi despre ce vorbeați. Da, chiar n-a fost nimic. Discutam și noi ca să ne plictisim. Nimic important. Voi doi chiar sunteți jalici. Mă ocup eu. Ia vezi la giro. De ce să te ocupi? Bine, o să cag eu să zic direct. Ce să-mi zici? Vreau să vă zic că comandantul are ceva foarte important să vă transmită. Serios? Ce? Lasă giro. Mai vorbim noi. Te ții de o minte pentru asta. Pentru ce să-mi ții minte? Bă, nu știu cum să zic, dar a murit Gojo. Ah, ok. Am crezut că ne-am bătut și l-am salvat de undeva. Ce? Cum? La te-a Gata. <laughs> Gata, s-a dus relaxarea. Poate n-a fost cea mai bună idee să-i spui. S-a deschis mare portal aici. Alo? Voi rămâneți aici, eu merg după Hokage ca să mă asigur că nu distruge prea multe. Bă, da, unde s-a dus? Chiar nu mai e nimeni interesant pe aici, true. Sukuna s-a plictisit. Ba, m-am venit la spart. Tu cine ești? Acele atacuri nu foloseau energie plestemată. Ce a fost puterea aia? <laughs> plestemată, da. Eu o să-ți arăt ce acea putere, dar după îți garantez că ai și preferat să nu știi niciodată. După ar plictisit torbi să lu puțin cu tine. Și s-a băgare, pe o să calmează-te, tranquila. Bine că ai venit, băca misiune în el pe Gojo. Bine, dar nu exagera în luptă cu Sukuna. Nimă că m-a atacat. Hai de Sukuna că poți mai mult. Tehnica mea de tăiere a avut zero efect. Chiar ești un adversar care merită. Bam, săgeată. E săgeata aia de foc. Mai distrat, felicitări, ești puternic, dar nu destul. Ai vorbit ca repede, lucrezi. Ai supraviețuit, mă? Oare are un fel de barieră cum avea și Gojo? Atunci o să-mi folosesc domeniul. Malevolent kitchen. <laughs> Ar fi tare să am și un domeniu. Am dat tot ce am avut în lupta cu Sukuna și n-a fost destul. Sper că elevii mei se descurce mai bine. Roj, am o propunere pentru tine. Dacă vrei să în elita lui Konoha, te voi invia. Ce e elita din Konoha? A, ah, nu-i important, bă, zi, vrei sau nu vei? <gri> și tu ce te uiți așa de drumul de aici, apără nu testez pe tine cât de bine taie cu asaia. Bro, <gri> era moartea. La asta n-avea cum să supraviețuiască. Între timp, eu care mă căleam aici. Drăguț domeniu, acum folosește la full power. Nu e posibil, bă, domeniul ar fi trebuit să dezactiveze orice barieră a spravețuit fără să folosească o tehnică. Bă, ce e cu corpul ăsta atât de puternic? Am să-ți arăt cât de mare diferența dintre nivelele noastre. Jbam, mamă. <laughs> da, s-a dat și așa zoom out. E, e, peste el. Puterea asta depășește orice ar putea un vrăjitor sau spirit să facă vreodată. S-a dat bilă. Ce e puterea asta? A, ah, eu că să cagă, să-l cunoști în curând. A ajuns bila la el, albastru peste tot, aici, în brrr din ăla. I-am zis să nu exagereze. <laughs> Bine că s-au protejat ăștia. Mam, s <laughs> dezastru din Shibuya. De aici știm cu toții povestea. Și așa a rămas. Mare, mare backstory ce s-a făcut aici. This man is on fire. <gură> țăracu. Un alt cosplay legendar de la tipul ăsta. <gură> Barbă albă, văzându-l pe Akainu. Bro, da, da, cu pe bune ce cu mâna lui ăsta? O, oh, dar vai, ce animație frumoasă. dar <gură> nu ziceți că nu m-a Naruto. A, niște poze cu mițe aici, tristă. ni numai. Bă, da, ce are, mă? Ce ați făcut? cea mai tristă mâță. E viața de elev, mă. Da, uite, ca și mâță. Bă, îngheață lacrimile la cât de frig e afară. Ei, hey, și a revenit dintr-o dată. Și asta e ultima poză. Ok, bun. Deci, uh, acum să o lăsăm pe asta, acum să știm unde am ajuns. Ca săptămâna viitoare să începem de aici. Sper că v-a plăcut acest meme review. Dacă vreți să participați, intrați pe Discord, linkul e în descriere. Ăsta cu meme review e aici. Lăsați meme-urile aici, săptămâna care vine facem clip cu ele. Și ne -au de mâine cu un nou clip.